să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și sunt motive nenumărate, nu-i așa, pentru care toți cei ce suntem aici în dimineața asta am putea să avem inimile pline de bucurie, sufletul să fie numai cântec. Și chiar mi-aș dori în dimineața asta Duhului Dumnezeu aici între noi să ne ajute să privim înspre Dumnezeu, înspre Domnul, ca înspre sursa bucuriei noastre, izvorul bucuriei noastre, cel care aduce plinătate, har, îndurare, umple viața noastră numai de binecuvântări. Și vreau să vă citesc pentru început ce ne împărtășește David în Psalmul 32, versetul 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Slăvit să fie Domnul. Ajunge David într-o situație, n-aș spune eu specială, diferită sau ceva parte în viață, ea spune eu comună fiecăruia dintre noi, nu-i așa? În sensul că nu de puține ori păcatul apasă în viața noastră și experimentăm aceeași apăsare ca David. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Alege să facă un lucru. Mi-a mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Și lucrul ăsta e atât de extraordinar pentru David. Ușurarea, binecuvântarea, pacea, liniștea pe care le primește în sufletul lui, în inima lui, sunt atât de mari încât nu poate să nu exclame, să spună ferice de cel cu păcatul acoperit, ferice de cel cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit. În momentul în care vine la Domnul cu povara păcatului său și experimentează binecuvântarea iertării, David nu poate să tacă. Și spune, ferice de cel cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegirea și în duhul căruia nu este viclenie. Și apoi merge mai departe și în versetul 7 David spune, tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Fie timpul din dimineața asta, acel timp când toți cei ce suntem aici privim înspre Domnul ca cel ce poate să umple viețile noastre de bucurie, de binecuvântare. Fie timpul din dimineața asta cel timp când cei ce suntem aici experimentăm din plin bucuria iertării. Și atunci când se întâmplă lucrul ăsta, cu siguranță niciunul dintre cei ce suntem aici nu să putem să stăm mulți, să tăcem. Probabil ca David sau fiecare în modul nostru o să ne exprimăm bucuria și mulțumirea de a fi experimentat iertarea, de a fi experimentat bucuria iertării. Și vom înțelege ce înseamnă cele spuse de David. Ferice
de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Facă Domnul lucrul ăsta în realitate în viața noastră a fiecăruia. Avem un Dumnezeu bun, un Dumnezeu îndurător, iertător, gata și dornic să ierte. Dar este o parte ce ne revine. Și în versetul 9, David spune: nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere. Nu vă împotriviți, nu vă îndărâniți, nu vă încăpățânați să stați în păcatul vostru, în nelegiuirea voastră, sub apăsare. Este binecuvântare, este har, este iertare, este bucurie, este fericire. Dar ca să pot beneficia de ele, trebuie să vin cu păcatul meu la picioarele Domnului. Și în dimineața asta să ascultăm îndemnul împăratului David: nu fiți ca un cal sau ca un cătâr, fără pricep. Ai păcătuit, simți vinovăție în viața ta, vezi cum te apasă, cum te macină. Nu s-a împietrit acolo încăpățânându-te. Vino cu povara ta la picioarele Domnului. Și bucuria iertării va umple viața ta. Haideți să ne ridicăm la închinare, la rugăciune. Să stăm în prezența Domnului și din toată inima să-i spunem: Doamne, în dimineața asta vrem să experimentăm bucuria iertării. Vrem să putem spune ca David: ferice, și să trăim acea fericire pe care o aduce iertarea în viața noastră. Și să o facem cu încredere, având ca suport experiența altora, nu-i așa? Ceea ce au trăit alții și noi, nu de puține ori. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de bucurie. Și fie dimineața asta acel timp binecuvântat pentru fiecare dintre noi. Thank you.
iertat că ce-ai fost părăsit. Sunt acceptat, ai fost condamnat și viață am acum, iar Duhul tău e în mine, că ce-ai murit și-ai înviat. Sunt iertat că ce-ai fost părăsit, sunt acceptat, ai fost condamnat și viață am acum, iar Duhul tău e în mine, că ce-ai murit, ce-ai înviat. Ce dragoste, thank you.
ceva te prea măresc, în tot ce fac te prea măresc, în tot ce fac Doamne vreau să te prea doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia. Doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți.
îți aducem lui laudă în această dimineață. El este Dumnezeu glorios, plin de putere, plin de slavă, plin de glorie. Și dacă stăm în picioare aici, este datorită jertfei din Golgota, Doamne. Că altă dată David, Doamne, unii dintre cei ce suntem aici am venit apăzați de povara păcatului și neascultării de Tine, Doamne. Și am îndrăznit în dimineața asta, Doamne, să mărturisim vinovăția și păcatul nostru, Doamne. Să spunem că ne pare rău, Doamne, și îți mulțumim
mulțumesc că același lucru îl faci și azi, Doamne. Tu pui în noi bucuria iertării tale, Doamne. Fii slăvit și fii binecuvântat, Doamne. Pentru fiecare cuvânt rostit care n-a fost în voia ta, Doamne. Relația cu seminii noștri, Doamne, în relația cu copiii noștri, cu soțiile noastre, cu soții noștri, Doamne. Îți cerem iertare, Doamne, pentru fiecare gând nepotrivit, Doamne, pentru fiecare atitudine, Doamne, pentru tot ce am greșit, Doamne, stăm în dimineața asta. Și spunem că ne pare rău, Doamne, pentru momentele în care am fost nevegători, Doamne. Am lăsat garda jos, Doamne, și ne-am manifestat într-un mod care nu răspunde standardelor tale și ceea ce suntem ca și copii ai tăi, te rugăm să ne ierți, Doamne, și îți mulțumesc că o faci, Doamne, și îți mulțumesc că în dimineața asta Tu, prin Duhul Tu, ne dai certitudinea aia că suntem, că ești același pentru fiecare dintre noi, Doamne. Și ai aceeași dragoste, ai aceeași iubire, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, Tată, că în dimineața asta Tu, în harul și în durarea Ta, Doamne, ridici orice vinovăție, Doamne, de peste viața noastră, de peste inima noastră, Doamne, din mintea noastră, Doamne, orice apăsare, Doamne. Și pui bucuria iertării, Doamne, fii slăvit și fii binecuvântat, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Extraordinar să vii cu conștiința încărcată, să vii și să te gândești nu merit, nu-s demn, pentru că în atâtea și în atâtea situații n-am fost acolo unde m-ar fi vrut Domnul și nu m-am purtat cum ar fi vrut Domnul. Și n-am trăit cum ar fi vrut Domnul. Să vii ca David, să-ți mărturisești păcatul, să-ți mărturisești vinovăția și să primești bucuria iertării. Un lucru extraordinar, nu-i așa? Și cred că în dimineața asta toți cei ce suntem aici îl trăim din plin. Dar încă un lucru aș vrea să se întâmple în dimineața asta cu cei ce suntem aici. Și aș vrea Domnul, prin Duhul Sfânt, stând în prezența Lui, aici să pună în fiecare dintre noi bucuria de a ne ști în siguranță în mâna Lui. De a ne ști protejați de El. De a ști pe Domnul aproape de noi în orice circunstanțe. Gata pentru a ne ajuta. Și uitați, același împărat David, în Psalmul 40, ce ne împărtășește fiecăruia dintre noi în dimineața asta. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. De ce striga David? M-a scos din groapa pieirii, din fudul morcirilei, acolo mă aflam. Când am decis să strig către Domnul. Și poate că te afli acolo,
în fundul morcirile, în groapa pieirii, ai impresia că valurile tale, lauzurile bat peste tine și se năpusesc asupra vieții tale. Ești copleșit și nu mai este scăpare, numește speranță. Ar trebui în dimineața asta să ne venim în fire și ca David să spunem: îmi pusesem nădejdea în Domnul. Și când mi-am pus nădejdea în Domnul, diferit de ceilalți care trăiesc în disperare și în deznădejde, cu noi cei care ne punem nădejdea în Domnul, se întâmplă ceva. Domnul se apleacă spre noi și ne ascultă strigătele, slăvit să fie Domnul. Și în dimineața asta, Duhul lui Dumnezeu poate să pună noi bucuria asta și certitudinea asta că Domnul e aici pentru tine și îți ascultă glasul, ascultă strigătul. Mai mult decât atât, spune, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Nu doar că îți ascultă strigătul, nu doar că îți arată că e acolo aproape de tine, te scoate de acolo, spune, piciorul pe stâncă îți întărește pașii. Și apoi, lucru extraordinar, mi-a pus în gură o cântare nouă. O laudă pentru Dumnezeu nostru. Ce lucru extraordinar. Și în dimineața asta poate fi realitate pentru cei ce suntem aici. Domnul să trăiești experiența asta când Domnul te ridică. Îți pune piciorul pe stâncă. Îți întărește pașii, dar mai mult decât atât, îți umple viața de cântec, de bucurie. Și experiența împăratului David poate fi experiența noastră fiecăruia în dimineața asta. Și plecând de aici să poți să spui ca David, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Și fie dimineața asta acel timp când experimentăm bucuria de a ști pe Domnul ca cel ce ne poartă de grijă, ne protejează, suntem în siguranță și astfel din toată inima putem să lăudăm pe Domnul. Haideți să stăm în prezența Domnului în modul ăsta și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să atingă viețile noastre și să-i cântăm din toată inima cu bucurie. Toate le-a creat, iubirea-i ține veșnic. Cântați laude. Cu mână tare și cu brațul întins, iubirea-i ține veșnic. Viață din plin el ne-a dăruit. Haideți să-i cântăm! Laude, laude, cântați, laude, când vezi ce e puternic, când vezi ce e credincios, când vezi va fi cu mine, când vezi. Yeah.
Dumnezeu, e tăria mea de post, într-un suflet meu ajutor, împovară.
tăria mea de pustă, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de pustă, pentru sufletul meu. Să mai rămâneți doar câteva momente în picioare. Am cerut permisiunea lui Cornel să vă adresez o rugăminte. Săptămâna asta, de luni până sâmbătă, întreaga echipă de închinare, în jur de 17 oameni, vom merge într-o tabără de pregătire la Colibița. Și aș vrea să vă rog să ne susțineți în rugăciune. Aș vrea să facem acum o rugăciune pentru toți cei care pleacă, ca Dumnezeu să fie cu noi. Vom avea un timp de pregătire intensiv acolo, ne dorim să creștem atât din punct de vedere muzical, cât și din punct de vedere al cunoașterii lui Dumnezeu, și avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Vă rog, astăzi, acum și în fiecare zi săptămâna asta, să vă amintiți de noi, că suntem acolo, că avem nevoie de protecția Domnului, de harul Lui, de călăuzirea Lui în toate. Vă mulțumesc că veți face lucrul acesta și haideți să mijlocim înaintea Domnului în aceste momente.
ani. În 7 septembrie, prima duminică din luna septembrie, m-a rugat Ștefan, pastorul nostru, să anunț. După masă, de la ora 6, o să avem adunarea generală ordinară a bisericii. Obiectivul principal e reconfirmarea pastorului. Lucru care se face în toate bisericile, majoritatea bisericilor l-au făcut în primăvară. Despre detalii, în ceea ce privește între lucrurile ce se vor dezbate în adunarea generală, Ștefan m-a rugat să vă anunț că spre sfârșitul săptămânii o să primim câte un e-mail, cei care suntem membri în biserică, cu date despre adunarea generală. Deci vă rog, spre sfârșitul săptămânii, săptămâna viitoare, cel puțin o dată să consultați e-mailul, o să vedeți acolo despre ce este vorba, puteți veni cu sugestii, cu propuneri, pe lângă cele ce vor fi prezentate de Ștefan acolo, poate aveți dumneavoastră propuneri pentru ordinea de zi a întâlnirii, dar e important să nu uităm, duminică după masă, în data de 7, ora 16, 18, 6 după masă, să fim aici. Avem în mijlocul nostru în dimineața asta, pentru a ne sluji pe Silviu Hangea, el e împreună cu Nicoleta și, să zicem, cele două prințese a lor. Le mulțumim că au ales să fie aici împreună cu noi, împreună, și cred că vom fi binecuvântați prin ei. Împreună cu ei, avem și pe Cristi și Damaris. Ei ne vor sluji prin cântare. Eu rog să vină în față și ceea ce au pregătit ziua pentru noi prin Duhul lui Dumnezeu și ca pentru a ne sluji și pentru a fi edificați ca trupa lui Hristos. Să dea din toată inima. Și Domnul să binecuvânte lucrarea lor și prin ei pe noi ca biserică. După cântecele ce ele au spre slava Domnului, Silviu ne va sluji din cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să vă mulțumim pentru invitația voastră. Am fost invitat și eu spus să aducă și o trupă. Vrem să cântăm împreună cu voi, nu vrem să cântăm singuri. Vrem ca nu voi să stați să vă uitați la noi și toți să stăm să ne uităm la Dumnezeu și să-i cântăm laude. În Filipeni 2:10 scrie că despre Iisus Hristos. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus, nespus de mult, și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și în dimineața asta și noi vrem să ne plecăm inimile, să ne închinăm înaintea Lui. O să cântăm cântarea Voi înălța numele Tău. Și, nu știu, îl rog și pe Ionatan, dacă poate să vină să ne ajute, vrem să cântăm toți, să lăudăm pe Dumnezeu împreună. Numele Tău e înălțat, printre neamuri e lăudat. Puterea Ta este vestită printr-întreg pământ.
vrednic de cinste ești tu, se cuvine să ne închinăm înaintea ta, în fața ta, Doamne. Toți să cântăm, voi înălța. Voi înălța numele tău, voi proclama Dumnezeu pe pământ, voi arăta puterea sângelui tău sfânt. Dorința mea va fi a ta, voi face, Doamne, numai voia ta, cât voi trăi pe acest pământ, să te slujesc. Glorie și slavă întronat, în splendoare ești îmbrăcat. Minunile tale scântate prin neamânia. Veșnimele este ca tine. Veșnime nu este ca tine, Dumnezeule divin. Viața-ntreagă pe tine te laudă. Voi înălța numele tău. Voi înălța numele tău. Voi proclama Domnia pe pământ. Voi arăta puterea sângelui tău sfânt. Dorința mea va fi a ta, voi face, Doamne, numai voia ta, cât voi trăi pe acest pământ, să te slujesc. Voi înălța numele tău, voi proclama Domnia pe pământ, voi arăta puterea. Dorința mea va fi a ta, voi face, Doamne, mai voia ta, când mă trăi pe acest pământ, să te slujesc. Amin, așa să facă Domnul. Dorința noastră să fie doar dorința Lui și să facem doar voia Lui. Următorul cântec pe care vrem să-l cântăm, îl știți sigur, 10.000 de motive. Ce minunat despre închinare, că noi putem oricând, oricând să ne închinăm. Nu contează cum a fost săptămâna asta. Dumnezeu nu merită ca închinarea noastră să fie perturbată de lucruri minore care ni se întâmplă. Și dacă decidem chiar când trecem prin încercări să îl lăudăm, El ne va binecuvânta. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A Lui nume e sfânt, cântă acum, cum nu ai mai cântat. Dumnezeu ne-a dat încă o dimineață, o dimineață frumoasă în care putem să venim să stăm la închinare cu El. Soarele a răsărit, poate este ceva nor, dar bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Se înnoiesc în fiecare dimineață. Haideți să cântăm împreună. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să-i cânt și seara laude. În
cântă suflet al meu. Pentru Dumnezeu, ce binecuvântat, a Lui nume e sfânt. Cântă cu, nu ai mai cântat. Ce Tu ești, Doamne, la mânie, în dragoste, ești bogat, ești bun. Găsesc zece mii motive ca să te laud și tuturor să cântă suflet al meu, pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A Lui nume e sfânt, cântă acum, mai mai sfârșitul îmi va fi aproape, puterile unde-mi vor slăbi. Al meu suflet va cânta continuu, zăci un nume an și-n veșnicii. Cântă suflet al meu, pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A Lui nume e sfânt, cântă acum, nu ai mai cântat. Haideți toți să cântăm, cântă suflet al meu. Cântă suflet al meu. Următorul cântec pe care vreau să-l cânt împreună toți băieții e un cântec nou pe care recent l-am descoperit și spune, dă glorie lui Dumnezeu și spune ești glorios, ești cel mai frumos. Nu cred că sunt versuri, dar linia melodică e foarte foarte ușoară și se prinde repede. În Psalmul 149:1 spune: lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Biserica Bethesda, să se bucure inimile noastre astăzi în Domnul, să se veselească fii Sionului și împăratul lor. Haideți să cântăm. Începe strofa: ești glorios, ești cel mai frumos, ești minunat, ne-ai mântuit. E un cântec al inimii care transmite dintr-o dată ceea ce simțim pentru Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună. Ești glorios, ești cel mai frumos, ai biruit, ne-ai mântuit. Ești drept și sfânt, în cer pe pământ, noi te slăvim de pream. Haideți toți! Ești glorios, ești cel mai frumos, ai biruit, mântuit.
Ești drept și sfânt în cer pe pământ. Noi te slăvim, te preamărim. Încă o dată. Ești glorios, ești cel mai frumos. Ai biruit, ne-ai mântuit. Ești drept și sfânt în cer pe pământ. Noi te iubim, te preamărim. Aleluia, 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 aleluia. Ești glorios, ești glorios, ești cel mai frumos. Ai biruit, ne-ai mântuit. Ești drept și sfânt în cer pe pământ. Noi te slăvim, te preamărim. Vedeți, e ușor, hai să cântăm împreună. Cel mai frumos, ai biruit, ne-ai mântuit. Ești drept și sfânt în cer pe pământ. Noi te iubim, te preamărim. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Ați cântat foarte bine, hai să mai cântăm o dată. Ești glorios, înălțăm numele lui Iisus. Ești glorios, doar voi ești cel. Dar ești glorios, ești cel mai frumos. Ai biruit, ne-ai mântuit. Ești drept și sfânt în cer pe pământ. Noi te iubim, te prea. Aleluia! 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 Ești glorios, ești cel mai frumos. Ai biruit, ne-ai mântuit. Ești drept și sfânt în cer pe pământ. Noi te slăvim, te preamărim. Dar tu ești glorios, ești cel mai frumos. Ai biruit, ne-ai mântuit. Ești drept și sfânt în cer pe pământ. Noi te iubim, te preamărim. Aplauze pentru Dumnezeu! Preamărim pe El și un aplauze pentru noi! Amin!